am fost internată la Spitalul Județean Mare, de pe data de 18 martie, prin luni. Și miercuri la ora 3 am fost adus aici cu ambulanța. De la ora 3 până astăzi la amiaz, la băiat nu s-a făcut nimic, băiatul are febră în continuare. Așa. Și tot așteptăm. Acum i-a pus o perfuzie. A zis că nu e decis bolnav, că n-au timp, n-au nimic. Tot așteptăm să facă ceva. Copilul, am înțeles că are 5 luni sau cât are? Da, 5 luni. 5 luni și... L-a testat de corona aia, încă nu a venit nimica. Nu știm nimic dacă are, dacă n-avem, dacă avem. Când am fost băgată în salon aici, am fost băgată cu... Mai o mamică care n-avea niciun simptom, nimic. Mamica s-a speriat, a plecat, a fugit. Toți fug de noi, toți stau și mă rog să vină medici să ne consulte. A venit un medic, nu-i pediatru, a zis că el doar atâta poate să vie, să ne consulte și să plece. Nimica nu-i face decât perfuzie. Scade febra 20 de minute, 10 minute și după aia apare înapoi. Și plânge în continuu așa. Eu ieșit bube pe tot corpul, pastile de miercuri de la ora 3 până la amiază astăzi i-am dat eu. Că nu au avut în spital să-i dea nimica de febră și i-am dat eu, într-adevăr. Dar ce i-ați dat? I-am dat panadol, i-am mai dat niște sirop. Astăzi mi-au dat paracetamol supozitoare. Că nu este. Dar am înțeles că doctorii sunt infectați și nu pot să vină la copil? Sunt bolnavi? Da, da, aici cu mine sunt infectați. Au zis că sunt infectați toți, că n-are și nu să mi-l controleze și am spus, păi băiatul meu, moră, ești în față. Îi vână totul. Deci băiatul meu arată într-o stare. Nu știu cum să-i spun. Stau și mă rog de asistente, am prins un tur azi mai bună și a venit și eu pus branulă. Azi noapte până la ora 4, l-a vorbit într-una, mâini, picioare, nu e găsă vena. Până acolo, a zis că branula e defectă. Vă puneam pe mine să-i pune o plastă de la branulă, să-i prins să-i pune o plastă branula. Că ei se prind ca 100 de manuși pe mâini și că nu poate să facă o granulă, că nu știu ce și nu știu ce. Eu nu mă înțeleg nimic. Pur și simplu, copilul ăsta au fost pus azi decât o perfuzie, două perfuzii să numim, două sau două, da? Deci foarte mici perfuziile. Nici măcar jumate de soluții de aia nu era în ea. Astăzi, după ce am sunat la monitoriu, a venit un doctor, l-a consultat o leacă de două ori la spate, l-a scutat și de două ori în față. A zis că nu-i pediatru și că nu poate să facă mai multe. Dar a zis că de gura lumii vine și mi-l consultă. Dar un doctor specialist n-a venit? Nu, un pediatru nu. Tot mă amână că vine, că vine, că vine și tot nu vine. Da. Sincer. Aveți idee de unde s-a putut poate infecta copilul? Spuneți că e suspect de corona. Spitalul județean. Sfântul Ioan cel Nou, Suceava. Am stat la pediatrie cu el. De acolo. Medicii de la pediatrie, numai în luni dimineață, au avut o ședință și au fost toți într-o cameră. Ăia infectat, cu așa l-ați neinfectat. Și am zis că numai de acolo mi-au luat. Când au urcat în a spus, cine l-a consultat. Deci, practic, da, de când era internat? De pe 18, de când ați fost internat? Da, de pe 18 martie, chiar de ziua mea, l-am internat în spital cu pleomonie, eu găsesc. Și după aia, după ce l-au consultat, l-au văzut doctorița, infirmierile, îi scoboreau jos, s-a dus și au plâns la pacienți de afară. Vinea unul, a început după două zile să-mi fac febră. Dar copilul a fost testat când? Ieri dimineață. Ieri dimineață? Da, așteptam rezultatele.
tot să zic medicii de aici sunt infectați, că doctorița infectată, nu poate să vie și tot așa. Practic, acum așteptați confirmare dacă a luat coronavirus sau nu. Așteptăm să vedem dacă a luat sau nu. Eu am făcut numai lui, că a zis că dacă el are, am și eu.